Modificările legislative propuse de guvern au atins și sectorul piețelor. Ce condiții trebuie să îndeplinească producătorii comercianți, ce taxe se vor aplica, ne informează primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Ne pregătim să aplicăm noua lege care va fi aplicată în piețe, în ceea ce privește protejarea producătorilor autohtoni și, așa cum se știe, certificatul de producător va fi înlocuit cu atestat de producător, care va fi avizat și de Asociația Producătorilor și carnet de comercializare. Aceste documente se eliberează de către primării, ca atare în ședința de Consiliu Local din data de 26 stabilim taxele pentru eliberarea atestată de producător la 80 de lei, taxe pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor în sectorul agricol 20 de lei. La noi se asigură, cel puțin în piața centrală, mai mult de 40% pentru producătorii autohtoni, cei care vând pe bază de certificat de producător, așa cum se știe în partea de jos a pieței, sunt cei care vând numai cu certificat de producător. Așa cum să știți, sunt nemulțumit la adresa bișnițarilor, samsarilor care vând fel de fel produse. Sper odată cu aceste documente să putem încuraja mai mult pe cei care sunt de pe plan local și vin cu produse la un preț mai bun pentru populație. Deci în piața centrală, chiar dacă aici este un alt obiectiv de investiții care va fi, la care va fi demarată licitația, este vorba de modernizarea pieței centrale, o vom face pe module, jumătate de piață va fi afectată, jumătate nu. Vom găsi soluții necesare pentru a asigura acel 40% pentru acești producători care au atestat de producător și carnete de comercializare. Evident, aceste măsuri vor fi aplicate în toate piețele din municipiul Suceava, inclusiv în piața Angro din zona industrială.